În noiembrie anul trecut, pe 26-11, mă întorceam de la Bolintin, de la judecată, și aici pe autostradă, pe la kilometru 13, ardea un fum mare. Am văzut că la ieșire de pe autostradă e un echipaj de poliție. Zic, mă duc să-i întreb de ce nu intervin, că fumul acela cel mai probabil nu e autorizat și poluează orașul, satele unde locuiesc ei, polițiștii și tot așa. Am venit și am văzut că echipajul acela de poliție staționează la intrarea sau ieșirea de pe autostradă, deci nu pot să ajung la el decât riscând. Ei staționau ilegal și periculos în curba aceea de ieșire, de intrare pe autostradă și de ieșire de pe autostradă, înspre Ciorogârla. Și în schimb am văzut aici un alt echipaj de poliție, la Scania. Și zic, mă duc să-i anunț măcar pe aceea că arde fumul și că niște polițiști staționează periculos și ilegal la intrarea pe ieșirea pe autostradă. Era un jandarm, jandarmul mi-a zis că vorbește întâi cu polițistul, că eu sunt doar cu ordinea publică. Zic, bine, aștept polițistul, acela oprea tot felul de mașini, microbuze care se duceau spre Ciorogârla. Vine, până la urmă am văzut că erau doi polițiști, nu numai unul. Vine și zice, a, eu te știu pe dumneata, mă cunoaște de pe videourile de pe YouTube. Zic, ia uite, niște colegi de ai voștri stau ilegal și periculos parcați, staționați, ia uite, arde fum dincolo. El zice, actele dumneavoastră sau buletinul de identitate. Zic, pentru ce? Pentru că ați intrat în zonă carantinată fără declarație. Că era carantină atunci, în Ciorogârla și multe alte localități de suburbia capitalei. Zic, stai tovarășe, că eu n-am intrat, că n-am treabă la Ciorogârla. Și oricum voi nu m-ați avertizat că ar fi, ce, nu știi de la televizor, de la radio? Zic, da, și tu mă știi, de ce-mi ceri buletinul? Da, uitați-vă unde scrie că începe Ciorogârla și oricum aici borna kilometrică indică 4 km până la Ciorogârla. Și el mi-a aplicat amendă aici, în față la Scania, 500 de lei, că am intrat în zonă carantinată fără declarație, fără voie. Am contestat, s-a examinat, am scris și plângere penală la șefii lor, la poliția Ilfov. Între timp, amenda a fost anulată de către judecătoria Cornetu, dar ei au contestat, polițiștii. Deci ei insistă că m-au amendat temeinic și legal lângă borna cu 4 km, în fața indicatorului celui care scrie că Ciorogârla începe acolo. Da, deci încolo se duce Ciorogârla. Nu e aici unde eram eu cu polițaia aceea. Și deci tribunalul Ilfov va examina, eu știu, în toamnă, în iarnă, când o să vină rândul, cum examinează ei foarte încet, o să examineze litigiul ăsta civil, contravențional, dacă am încălcat sau nu legislația despre carantină, despre pandemie, ordonanță de urgență sau lege, nu știu ce este ea acolo. Între timp am fost în sfârșit audiat, la atâtea luni distanță, am fost audiat de către poliția judiciară, sau cum se numește ea, control intern la poliția Ilfov, pe baza plângerii mele penale, că ei mi-au încălcat dreptul și au depășit atribuțiile. Avocatul meu mai scris că și au făcut uz de fals, deci au pretins că am intrat în localitatea Ciorogârla în acte oficiale, când de fapt eu n-am intrat și deci ei au mințit. Și există proba video și probabil și colegii lor, polițistul și jandarmul, pot să confirmă că eram în față la Scania și nu eram în orașul carantinat Ciorogârla. Să vedem ce o să zică poliția, să vedem ce o să zică tribunalul. Dacă nu o să-l pedepsească pe acest polițist abuziv, pe acel polițist abuziv, și dacă tribunalul nu o să mențină sentința civilă de la Cornetul de anulare a procesului verbal, o să mă plâng din nou la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
că România continuă să încalcă, să încalce flagrant drepturile omului. Deocamdată, toată speranța e la justiție. Polițiști, poate că și procurori, dacă o să trimită dosarul la procurori, la parchet. Dacă, nu-mi dau seama ce era, o plângere disciplinară. Nu, nu, e dosar penal. Se examinează dosar penal. În baza unui dosar penal m-au audiat ca martor, că am primit explicațiile drepturilor mele. Să vedem ce va zice poliția și parchetul despre dosarul ăsta penal cu abuzul din 26 noiembrie anul trecut. Noroc!